Dacă unul din membrii familiei dumneavoastră este un Shih Tzu, trebuie să știți că are o patologie oculară foarte bogată. Mai ușor ar fi să spun, nu face rasa Shih Tzu cataractă, dar în rest le are pe toate, pentru că este o rasă brahicefalică, prezintă o exoftalmie constituțională, prezintă de asemenea un entropion medial, de aceea punctele lacrimale se ocluzează și pacientul prezintă o epiforă, de aceea blănița este foarte udă și murdară la unghiul intern al ochiului. Deschiderea palpebrală este extrem de mare și orbita generoasă, de aceea traumatismele minore sau mai grave se soldează cu luxația sau chiar avulsia de glob ocular, cu plăci sclerale, cu eviscerare. Trebuie să știm de asemenea că rasa Shih Tzu prezintă la marginea liberă a pleoapei cilec topici, care intensifică de asemenea epifora. De aceea un pacient care prezintă o epiforă, o lăcrimare exagerată, cu leziuni minore în cadranul superior al cornei, trebuie să ne ducă cu gândul că ar putea să existe la acel nivel modificări de implantare și orientare a ciilor pleoapelor. Vorbim despre trichiasis, districhiasis. Pacientul Shih Tzu are de asemenea o scădere destul de importantă a filmului lacrimal. Lacrimile sunt apoase, lacrimile nu au o compoziție normală sau, înaintând cu vârsta, rasa Shih Tzu prezintă un ochi uscat. Este foarte important să mergem la medic și să îl rugăm să examineze pacientul din rasa Shih Tzu cu foarte mare atenție la nivelul ochișorilor, pentru că lista, după cum v-am spus, este foarte lungă. Pacientul Shih Tzu lăcrimează exagerat, poate să aibă ulcere minime, dar trebuie să examinăm cu atenție marginea liberă a pleoapei în care pot evidenția cilii implantați anormal. Că sunt pe marginea liberă a pleoapei inferioare, cum este cazul acesta, sau, mai frecvent, pe marginea liberă a pleoapei superioare, simptomatologia este aceeași. Pacientul prezintă lăcrimare exagerată și din când în când are ulcere corneene. Ulcere corneene care se vindecă pentru că sunt superficiale, dar este recidivistul acela clasic, iar dacă nu ajung în sala de operație să rezolv această modificare de implantare a cililor, voi avea o permanentă patologie traumatică corneană. Rasa Shih Tzu, am spus că are frecvent ochi uscat. Keratoconjunctivita sica, cu toate formele acesteia, se confundă frecvent cu o conjunctivită bacteriană, dar testul Schirmer este cel care îmi aduce în fața ochiului un diagnostic cert. Poate să fie cornea opacizată cu pigmentație sau cu vascularizație, dar cel mai mare dezastru la rasa Shih Tzu este în momentul în care acesta, pe fondul unui deficit de lacrimi, face ulcere. Și nu face ulcere superficiale, face ulcere profunde, ulcere melting, ajunge la perforarea corneei, la dezmetocel și de multe ori ajungem în sala de operație pentru un flap corneoconjunctival. Va trebui, după chirurgia respectivă, să facem tratamentul susținut al keratoconjunctivitei sica, bineînțeles, tratamentul clasic, tacrolimus gel și tacrolimus colir. Dar cea mai păcătoasă dintre toate patologiile acestei rase, care este o rasă tare drăguță și iubitoare, este glaucomul. Glaucomul, frecvent secundar, glaucomul secundar luxației posterioare de cristalin, care, din păcate, nu răspunde la terapia medicamentoasă și ajunge de foarte multe ori în sala de operație să face o protezare intrasclerală, unilaterală sau chiar bilaterală. Este important să măsurăm presiunea intraoculară la rasa Shih Tzu, la un consult oftalmologic complet și să efectuăm de asemenea un examen ecografic al globului ocular, pentru că de multe ori când glaucomul nu răspunde la tratament, nu trebuie să mă gândesc la lucruri sofisticate, să efectuez gonioscopie sau eu știu ce altă investigație specială, mai ales la un adult, la un pacient adult, ci trebuie să mă gândesc întotdeauna la o subluxație sau luxație de cristalin. Pacientul care are o glaucom la un ochi trebuie să fie menținut sub tratament și să verificăm presiunea intraoculară, dar nu uitați
că și ochiul care nu prezintă presiune intraoculară crescută la pacientul la care a debutat glaucomul la un ochi trebuie menținut și acela sub tratament, bineînțeles cu o frecvență mai redusă. Mergeți la medicul veterinar dacă aveți în casa dumneavoastră un toto, un yo-yo, un șițu drăguț, pentru că va trebui să începeți să tratați ochiul uscat sau să tratați glaucomul sau să puneți cumva pe listă tratamentul chirurgical al cilurilor ectopici. Dar trebuie întotdeauna să vă gândiți că există o soluție în toate. Și dacă se face un diagnostic precoce, totul este minunat.